O infirmieră de la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași a venit beată la serviciu și a dormit în timpul programului într-un pat dintr-o secție. Aceasta nu era capabilă să se țină pe picioare și nici să plece acasă. Medicul de gardă a constatat starea femeii, iar mai apoi i-au fost prelevate probe biologice angajatei. Rezultatele au arătat o alcoolemie de 3,43 mg per litru alcool pur în sânge. Conducerea celui mai mare spital din Moldova a convocat comisia de disciplină care va decide sancțiunea. Infirmiera riscă desfacerea contractului de muncă.